găsiți o asemenea, găsiți puncte comune, sigur găsiți, poate ne decriptați puțin și nouă, asemănări între cei doi veritabili slujitori ai catedrei, amândoi preoți slujitori la Biserica Sfântului Silvestru, adică între Părintele Constantin Galeriu și Părintele Nicolae Protașiu. Cu siguranță, Părintele, mă bucură că fratele Victor, că a vorbit chiar dacă se pare că a vorbit mai mult, dar foarte frumos și mai evocat niște momente deosebite, impresionante. Știți, fratele Victor, da. Este greu de pornit, dar greu de urmărit. De asta l-am încurajat, fiindcă știam că va face și va aduce o mărturie bună. Câteva minute, de asta și eu insist așa mult la un minut. Deci nu-și mai amintește. Eu l-am cunoscut, eram cu părintele de galerie, zic, eram asistent atunci. Și părintele zice, hai cu mine, că și am un doctorat, să las cu mine, că are un referat. Și să duc eu și cu mine, vină cu mine. M-am dus. Și era Marola cu un referat. Și ce mi-a plăcut atunci este că la un moment dat Victor a început să-l contrazic. Pentru că trebuie să mă iertați, aici nu cred că e altfel. Cum? Și cum? Și-a spus. Eu m-am rămas uimit în sens de... A intrat în admirația mea. Zic, iau că un doctorat îl contrazic și pentru că nu se supăra. L-a ascultat. El și-a spus punctul de vedere cu argumente. Și după ce s-a terminat referatul, l-am întrebat, ce faci, cum te cheamă, nu vrei să vii să fii asistent la noi la catedră? Așa a început. Vă bună la Dumnezeu. Vorbim despre cei trei preoți deosebiți, Părintele Galeriu, Părintele Bordașiu, Părintele Ștefan Alexe. Ei aveau o vorbă, ziceau adesea când se trece. Noi trei, voi trei, miluiți-ne pe noi. Cunoașteți că este o istorioară în sensul acesta. Se completau reciproc. Părintele Galeriu era un moment de bunătate, găduință, tot ce s-a spus și se va mai spune. Părintele Bordașiu, omul încercat, și Părintele a făcut puțin închisoare, la puțină, Părintele Bordașiu cea de-a spune. Iar Părintele Ștefan Alexe, cum a spus fratele Morola, era un exemplar pedant, bun cunoscător al limbilor clasice, un profesor profesionist, ei se completau pe regimul. Ca oameni aveau oameni diferite, am și stat în loc așa, dar le rezolvau, mai ales pentru că părintele care știa să tragă pe mine. El era parocul, el era mai în vârstă, el îi adusese pe amândoi, adică cu semnătura lui, că atunci așa era, când a avut postul vacant și până la urmă a avut o lucrare foarte frumoasă, extraordinar frumoasă. Aș vrea doar să vă mai are cartea asta, am adus și am uitat în prima fază. Tatăl nostru, gândim la Tatăl nostru, una dintre cărțile Părintelui Galeriu, nu-i voluminoasă, dar sunt explicați concise cu versete, alte versete din Scriptură, cu opinia Sfinților Părinți și toți suntem interesați de Tatăl nostru. Ne lăsat, pâinea noastră cea de toate zile, pâinea cea spre ființă. S-a limitat cartea. Vă recomand să căutați în librărie, să o aveți, să o citiți, poate o faceți și cadou de Sfintele Sărbători. Este singura care s-a limitat din precărți de care și am spus să vă aduc, pentru că rugăciunea Tatălui nostru, pe care am auzit-o și la copiarul nostru, pentru că am terminat repetiția, este rugăciunea noastră. Vă mulțumim că ați